Internetul vuiește și Facebook-ul vuiește ca o surpriză uriașă, după părerea mea, pe bună dreptate, despre modul în care au fost însă organizate de statul român aceste funerali. Cu toate păcatele ei, această guvernare a oferit toate mijloacele, cu toate păcatele și lucrurile bune, toate mijloacele pentru a face ca acest eveniment să fie la înălțimea momentului. Din partea Armatei Române, surpriză, cel care se ocupă de protocolul zero și de toată organizarea, spre surpriza noastră a tuturor, nu? Ca și când asta ar fi trebuit să fie o surpriză. Pentru cei care ar fi avut niște informații suficiente, n-ar fi fost chiar o mare surpriză. Generalul român, care a răspuns de acest protocol și de această organizare, este un general român de origine turcă, generalul Nezir. În această seară îl veți cunoaște într-un dialog cu domnia sa, un om admirabil. Unul dintre elementele esențiale al acestor funeralii, unul dintre lucrurile care n-aveau cum, te izbeau, te loveau în plex, este ceea ce noi numim, pe înțelesul tuturor, garda de onoare. Garda de onoare care era cunoscută de cele mai multe ori de la vizitele de stat, când vine câte un președinte important, când vine câte un șef de stat important și dintr-o dată vezi cum garda de onoare dau onorul, cântă imnul de stat, știți, tot protocolul respectiv la care garda de onoare participă. Șefii de stat salută garda de onoare și de fiecare dată ești impresionat de aspectul, de noblețea, de ceva ce pare că este cel mai frumos, așa, vizual la o națiune. E bine, de data aceasta am văzut ceva cu mult mai mult. Iar modul în care Brigada 30 Gardă Mihai Viteazu a participat la aceste funerale din prima clipă, din Elveția și până la actul final, cred că este dincolo de cuvinte. Doamnelor și domnilor, este onoarea mea ca în această seară să vi prezint în prima parte a emisiunii pe câțiva din cei care sunt în această unitate de elită. Brigada 30, Garda Mihai Viteazu, au asigurat militarii brigăzii, au fost prezenți la funeraliile majestății sale, regele Mihai, și au asigurat garda permanentă de onoare și purtarea sicriului cu majestatea sa, regele Mihai I al României. Sunt aproape 160 de ani de la înființare. Regimentul 30, Gardă Mihai Viteazu, reprezintă o unitate emblematică a Armatei Române, avându-și origine în înființarea de la 1 iulie 1860, în vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Doamnelor și domnilor, iată invitații mei din prima parte a acestei emisiuni. Domniile lor sunt însoțite în această seară de colonelul Bogdan Cernat și cred că e momentul să-i cunoaștem și să ne exprimăm aprecierea, mulțumirea și, probabil după ce veți cunoaște, și afecțiunea față de acești militari, soldați atât de frumoși și atât de onoranți pentru întreaga noastră națiune. Domnule colonel, mulțumesc foarte mult că sunteți în această seară cu noi și mulțumesc mult că ați avut disponibilitatea de a veni la această emisiune. Recunosc că am fost foarte impresionat de ce am văzut în aceste zile și cred că toată lumea s-a întrebat cât de mult ați pregătit acest eveniment, ați repetat pentru el, ce a reprezentat pentru garda de onoare, cum îi spunem noi așa simplu, acest eveniment. În primul rând, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru aprecierile pozitive pe care le aveți la adresa noastră și vreau să vă spun că un asemenea eveniment nu se poate pregăti de pe o zi pe alta. Noi, practic, suntem depozitarii unor tradiții militare foarte vechi
și ne bazăm toată cunoștința noastră pe ceea ce am primit de la înaintașii noștri, noi nu am făcut decât să ducem mai departe prestigiul lor și pregătirea pe care ei ne-au transmis-o nouă. Și bineînțeles că această desfășurare de forțe n-ar fi fost posibilă fără un efort cumulat, continuu, de-a lungul a zeci de ani, pe care și a unei experiențe pe care acești militari au dobândit-o în timp. Acum, pentru câteva zile, nu am făcut decât să ne concentrăm pe această activitate, să repetăm ceea ce nu mai făcusem până acum și ceea ce era cu totul nou pentru o astfel de unitate, și nu am făcut decât să căutăm să nu trădăm încrederea pe care națiunea o are în noi. Nici vorbă de așa ceva, mai mult decât atât, cred că ați dat națiunii un sentiment de mare, mare mândrie. Domnule colonel, dacă aveți amabilitatea de a permite subordonaților dumneavoastră, observ că sunteți trei care poartă și sabie, se numește? Sabie, da. Ceea ce înseamnă că sunt ofițeri, da? Ofițeri. Ok. Și gradele în această uniformă specială sunt date de ce? Cum ar putea cineva care nu vă cunoaște să-și dea seama care este gradul dumneavoastră militar? În primul rând, pentru ofițeri, gradele se poartă pe mânecă. Da. Și la epolet, ofițerii poartă franjuri. Deci franjurile de la epoleți și aici pe mânecă... Gradele. Gradele inferioare nu poartă decât elementele de bază ale ținutei. Pentru că, practic, în garda de onoare nu contează foarte mult gradul și poziția în ordinea de bătaie a unității, ci modul cum îți desfășoară activitatea pe timpul ceremonialului militar. O să povestim un pic despre ce s-a întâmplat. Am să vă rog, începând din partea aceasta, dacă vreți să vă prezentați numele, gradul și dacă puteți spune de unde sunteți și în ce parte a ceremoniilor, unde ați participat. Vă rog. Bună seara. Bună Sunt seara. Locotenent colonel Maghel Cătraian. Am participat în cadrul funeraliilor la ceremoniile desfășurate pe aeroportul din Geneva, pe aeroportul internațional Henri Coandă, în București, la Palatul Regal și am încheiat prin participarea la ceremonia organizată în municipiul Curtea de Argeș. Deci ați participat la Geneva, la Palatul Regal și la Curtea de Argeș. Da, am fost comandantul gărzii pe timpul desfășurării acestor ceremonii în locațiile pe care le-am menționat anterior. Sunteți căsătorit? Da, sunt căsătorit. Aveți copii? Am un copil. Câți ani are? Am un băiat pe nume Darius, are 10 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel și dumneavoastră. Cred că a urmărit Darius cu foarte multe emoții ce s-a întâmplat, nu? A urmărit cu foarte multe emoții și când m-am întors acasă de la Curtea de Argeș, am ajuns acasă la ora 1 noaptea, m-a așteptat, are o sabie miniatură și făcea mișcările pe care le-am executat eu pe timpul acestor ceremonii. Impresionant, nu? Și-ar dori să fie ca tata? Așa spune, că ar dori să fie ca mine. Ce v-a întrebat ceva despre majestatea sa? V-a întrebat ceva despre ce s-a întâmplat efectiv? M-a întrebat ce am simțit în momentul în care am fost aproape de majestatea sa. Și ce ați răspuns? I-am răspuns că la fel ca majoritatea sau ca toată populația României am simțit sentimente de tristețe, sentimente de regret că majestatea sa a plecat dintre noi și în același timp i-a spus că sunt mândru și că sunt onorat că am putut sta alături de majestatea sa pe parcursul întregii sale ultime călătorii pe tărâmul românesc. Practic, noi am fost cei care am preluat trupul însuflețit a majestății sale de pe aeroportul din Geneva și tot noi, cu
colegii mei din partea mea dreaptă, am fost cei care am depus sicriul în locul de veci, în catedrala de la Curtea de Argeș. Să spunem un secret, domnule colonel. În seara aceasta nu vă țin în picioare pentru faptul că n-aș fi o gazdă politicoasă sau pentru faptul că aș vrea să arăt cât de înalți, cât de frumoși, cât de drepți sunt cei care fac parte din garda de onoare. În aceste uniforme nu se poate sta jos, este corect? Este corect, se poate sta jos, dar nu este recomandat. De ce nu e recomandat? Pentru că uniforma aceasta este suficient de comodă cât să permite executarea mișcărilor de ceremonii și onoruri militare, nu este destinată altor scopuri. Drept pentru care solemnitatea momentelor pe care această uniformă le cere nu permite altă poziție decât poziția drept sau pe lor repaus. Deci uniformele acestea au fost gândite doar pentru asta drept sau pe loc repaus? Da. E o problemă de disconfort inclusiv, nu știu, la pantalon sau la ce anume? Nu este nicio problemă de disconfort, atâta timp cât ele au fost gândite pentru un anumit scop și scopul lor în executarea ceremoniilor militare prevede doar anumite mișcări care sunt suficient de bine executate în această ținută. Cred că toată lumea, nu doar Darius, este fascinată de săbii. Băieții când se numește să joacă cu sabia, se uită la filme de felul acesta. Când vezi garda de onoare, sabia cumva dă așa o... Mi-o puteți arăta și să-mi spuneți câteva cuvinte despre sabia dumneavoastră? Mulțumesc. Ce ne puteți spune despre ea? Este o sabie tip Zollingen. A fost în dotarea gărzilor de onoare ale armatei regale și ulterior a revenit în dotarea gărzii de onoare după 1964, la înființarea regimentului 30 Garde Mihai Viteazu. Atunci nu se numea Mihai Viteazu, era decât regimentul 30 Garde. În perioada 1948-1964, săbile erau de producție sovietică. Ulterior s-a trecut la săbile Zollingen. Ele sunt germane? Nu, aceasta este o replică făcută în România. În România. Este superbă. Mulțumesc foarte mult că mi-ați permis să o ating. Mergem mai departe. Dacă vreți să predați microfonul. Bună seara! Bună seara! Ne puteți spune numele dumneavoastră? Sunt Funtaș Vitala Costel. Am făcut parte din cortegiul la Sicriu, pe aeroportul din Geneva, cât și pe aeroportul internațional Henri Coandă. De unde sunteți? Telorman. Din Telorman? Da. Și sunteți în armată doar pentru stagiu militar? Sau sunteți profesionist? Sunt angajat. Angajat. Angajat în... De câți ani sunteți în... Aproximativ 3 ani. 3 ani. Da. Și ați participat la Geneva? La Geneva, pe aeroport. Am preluat sicriul de acolo. Pe aeroportul Henri Coandă. Palatul Regal. Și municipiul Curtea de Argeș, unde l-am depus la necropol. Impresionant. V-a marcat în vreun fel? Oarecum da. Foarte mult. Emoții foarte mari. Și... Cred că ați spus tot. Emoții foarte mari. Foarte mari emoții și... Mulțumesc nu frumos. Pentru mine, cât și pentru toți colegii mei și cât pentru toată țara, cred. Fără îndoială, da. Sau sper că așa ar trebui să fie. Mulțumesc. Și mergem mai departe. Bună seara. Bună seara. Sunt fruntaș Mircea Dorin, făcut parte din cortegiul de la Sicriu. De unde sunteți din țară? Din Călăraș. Din Călăraș. Da. De cât timp în garda de onoare? La anul, în februarie, fac 3 ani. Mulți înainte. Mulți. Sper că asta vă doriți. Da. Deci, toți ați participat cam la aceleași evenimente, nu? Da, am făcut parte din cortegiu. L-am luat de la Geneva, l-am adus pe aeroportul Otopeni. După aceea l-am preluat la Palatul Regal și la Curtea de Argeș. A fost un moment unic. Emoțiile foarte mari.
Ceva... Dumneavoastră aveți cumva copii? Încă nu. Încă nu. Încă nu, da. E cineva apropiat, cineva din familie care v-a întrebat cum a fost? Soția. Ce i-ați spus? A fost un moment, în trupul meu, moment unic. Așa ceva. Pentru emoții. Că vedeți, noi când vă vedem pe dumneavoastră în diverse momente, aproape este foarte greu să citești ceva, sunteți impecabili. Mă uitam, de exemplu, la cei care erau în tren, momentele acelea foarte emoționante. Da. Sunt persoane care, în momentele respective, imposibil să-și ascundă orice formă de emoție. Foarte mult. Sigur că, în ceea ce vă privește, n-am văzut niște oameni care erau absenți la eveniment, însă am văzut un gen de sobrietate și o formă de a marca respectul și importanța evenimentului într-o manieră specială. Și, deci, soția v-a întrebat cum a fost și i-a spus? Moment unic în viața mea. Așa ceva nu o să mai avem parte și sper să rămână continuare. Cu siguranță va rămâne. Mulțumesc. Mergem mai departe. Bună seara, sunt fruntaș Grigore Alin și am făcut parte din cadrul cortegiului la Sicriu, în Elveția, la aeroportul Helicoandă, Palatul Regal și Curtea de Argeș. De unde sunteți din România? Ploiești, Prahova. Din Ploiești, Prahova. De câți ani în Garda de Onoare? Aproximativ 3 ani. Cam 3 ani. Da. Vă doriți să ieșiți la pensie de aici? Da. Este ceea ce v-ați dorit întotdeauna? Da. V-a plăcut uniformele, protocolul, ce anume v-a atras? Mai mult uniformă. Să știți că vă stă foarte bine în ea. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru ceea ce faceți și pentru ceea ce ați făcut. Mergem mai departe. Bună seara. Bună seara. Sunt soldat Mușu Marius. Am participat exact la toate locațiile numărate de colegii mei. Ce pot să vă spun în principiu? Bănuiesc că tot întrebați de sentiment, de emoții. Prima dată de unde sunteți? Din București. Din București. Din București. De un an de zile, mai puțin față de colegii mei. Cum a fost cu emoția? Emoția foarte mare, mai puțin descris în cuvinte, să spunem așa. O emoție care nu pot să o exprim. Ați purtat sicriul pe umăr? Am purtat sicriul pe umăr. Asta a fost și unul de aici privilegiu. Pe umăr? Da. Privilegiul a fost mai mare. Cei de aici ați purtat sicriul pe umăr? Da. Ce ați simțit în momentul respectiv? V-am spus, cum v-am și spus mai devreme, nu este un sentiment care nu pot să-l exprim în cuvinte. Iar onoarea și privilegiul de a-l conduce pe ultimul drum pe regele Mihai e un sentiment care nu se poate descrie. Și, după cum ați văzut noastră, toată lumea adunată și foarte multă lumea adunată, asta într-adevăr dă dovadă de respect și de dor față de pierderea dânsului. Cred că toată lumea s-a mândrit cu dumneavoastră, cu dumneavoastră și cu toți colegii dumneavoastră. N-am crezut că o ceremonie atât de complicată poate să fie executată la o manieră absolut impecabilă. Cât ați repetat pentru evenimente, domnule colonel? Din momentul anunțării morții majestății sale, au început pregătirile și, specific pentru noi, ne-am consultat cu ceilalți participanți, cu Casa Regală, reprezentanții Casei Regale, ca să aflăm amănunte, detalii despre modul cum va decurge ceremonia și am repetat în condițiile evenimentului. Am recurs până și la machete, în așa fel încât și distanțele... Machetele locurilor pentru a calcula distanțe, pentru a stabili exact ce are de făcut fiecare. Da, știam exact care este distanța de la podeaua vagonului până la peron, de exemplu în Curtea de Argeș, și deschiderile intrărilor în clădiri. Toate acestea au fost luate în calcul în așa fel încât să nu avem nicio problemă. Știți ce a fost totuși uluitor? N-am văzut un moment de ezitare. N-am văzut ceva care să zici, uite, asta n-a fost chiar... A fost totul impecabil. Și pentru moment ca acesta, impecabilul conferă un nivel și de emoție, dar și de respect pentru ceea ce reprezintă, a reprezentat și continuă să reprezinte majestatea sa. Mergem mai departe. Cum vă numiți prima dată? Bună seara. Bună seara. Sunt soldat Radu Mădălin. Am participat împreună cu colegii mei, însă am avut deosebită onoare să
Țin coroana de oțel a regelui. Dumneavoastră sunteți? Da. De unde până unde ați ținut-o? De la sosirea cortegiului la Curtea de Arges până în cript. Deci tot timpul? Da. Wow. V-am admirat, să știți, foarte mult. În primul rând mă gândeam că trebuie să fie dificil, trebuie să fie, adică era o foarte mare presiune. Dacă dumneavoastră ați fi greșit cu ceva, ar fi fost foarte grav. V-a fost teamă că ar putea să fie vreo eroare? Nu, pentru că pentru asta suntem aici. Și să nu mă întrebați de emoții, că nu pot să descriu așa ceva. O să vă întreb, încercați să-mi descriți. Nu am cum, nu există cuvinte. Nu pot să vă spun ce am simțit, că, pentru că nici eu nu știu. Nu se poate descrie în cuvinte. A fost un moment în care, nu știu, la pregătire sau când v-ați dus acasă sau în puțin ore când ați dormit. Ați dormit nopțile astea? Câte ore? Puțin. Câteva, nu contează. A fost un moment în care a stat dumneavoastră cu dumneavoastră sau cu cineva drag și emoția respectivă să o puteți verbaliza sau să puteți... Până la momentul actual, nu. 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 Sper să o pot spune vreodată. Care a fost momentul din toată ceremonia când ați purtat coroana de oțel, care vi s-a părut așa, nu știu, care v-a marcat cel mai puternic? La ieșire din catedrală. La ieșire din catedrală. Am avut o... Când am văzut atât de multă lume, a fost un moment... Cum? Nu știu. Impresionant. N-am văzut... De când sunt atâta lume la un singur om. Bine, aici vorbim despre regi. Dar, totuși, am rămas un pic cu emoție, care o să mai dureze puțin. Ați mers de la Palatul Regal la Patriarhie? Nu. A fost alt coleg. Acolo a fost alt coleg. Da. Eu am participat în Elveția, practic. Da. Și la Curtea de Argeș. Și la Palatul Regal. Tot eu am ținut-o până în sala tronului. Mă bucur foarte mult că vă cunosc în seara asta și o să mă întorc la dumneavoastră, știți că mai am niște întrebări. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Sunt sergent Ruse Ionuț. Sunt din municipiul Oltenița. Fac parte din cadrul brigăzii 30 gardă de aproximativ 4 ani de zile. Și am avut deosebită onoare de a purta crucea majestății sale pe toată durata evenimentului, începând din Geneva până la Curtea de Argeș. Emoționant? Foarte emoționant. E un moment pe care îl puteți evoca mai emoționant ca celelalte? La fel ca și colegul meu, cel la ieșirea din catedrală, văzând atâta lume adunată, a fost un moment foarte, foarte emoționant. Soldații de obicei își ascund emoțiile, am mai spus asta, cu atât mai mult în ceea ce vă privește. Ați avut o surpriză când, uitându-vă pe coroană, ați văzut că era atât de simplă. Mihai, rege. Nu vă așteptați că poate să fie o... Când ați auzit că veți purta crucea, că ar putea să fie ceva mai complicat, mai sofisticat? Nu, pentru că a fost ceva foarte modest. Și nimic mai mult. Nu, nimic altceva. Simplu și atât de puternic. Da, exact. Mulțumesc mult. Dacă vreți să predați microfonul mai departe. Bună seara! Bună seara, sunt soldat Ilie Nicu, vin din județul Vrancea. Am avut onoarea de a purta coroana de flori. Coroana cea albă? Da. A fost o emoție de nedescris, cum a spus și colegii mei. Sunt în armată de un an. Părinții dumneavoastră trăiesc? Da. Să vă trăiască. Mulțumesc, la fel. Ați vorbit cu ei zilele astea? Da. Ce au zis? Au spus că totul a fost bine, sunt mândri de mine. V-au urmărit? Da, da.
Vă dați seama cât de mândri sunt de dumneavoastră? Sunt convins. Pentru dumneavoastră a existat un moment mai special, unul pe care l-ați putea evoca din... La aeroport. Când am ieșit din avion, când a început marșul funebru. Atunci m-am emoționat foarte tare. Cum au spus și colegii mei, au fost emoții de nedescris, o onoare, un respect. Da, când a început marșul funebru a fost ceva foarte... Acolo a fost momentul când cumva poate mulți au realizat. Am văzut membrii familiei, chiar pe principesa Margareta, pe principesa Maria, le-am văzut emoționate până la lacrimi, dincolo de lacrimi. La un moment dat, principesa Margareta s-a așezat pe un scaun. Cei din garda de onoare s-au trezit vreodată la aceste evenimente sau altă dată? Cu vreo lacrimă în colțul ochiului? Sunt convins că da. Sunteți convins că da? Da. Mergem mai departe. Bună seara. Bună seara. Capitan Stan Valentin este numele meu. Stan Valentin. Este și un profesor celebru universitar, pe care îl cheamă Stan Valentin. Imaginez că vi s-a mai spus acest lucru. Da. Ce faceți însă dumneavoastră este remarcabil, special. Domnule capitan, la ce ați participat la aceste ceremonii? Am fost comandantul gărzii de onoare pe aeroportul internațional Henri Coandă. Am participat la activitățile de la Palatul Regal, la Catedrala Patriarhală și am însoțit cortegiul funerar pe timpul deplasării către Curtea de Argeș. Copii aveți? Da, am un băiețel în vârstă de 6 ani. 6 ani? Excepțional. Cum îl cheamă? Călin Andrei. Credeți că se uită la noi în seara asta? Cu siguranță. Cu siguranță. Vă urmărește ori de câte ori are ocazia, când e garda de onoare, știe că acolo e tata. Da. Și pentru el, orice militar îi apare în televizor... Îl salută? Îl salută, da. Orice chiar... militar îl salută. Darius face la fel? Salută militarii? Da. Salută militare și Darius. Băieți de ofițeri, vrea să se facă precum tata când se va face mare? Da. Inclusiv lui Moș Crăciun i-a spus că vrea să fie capitan. S-a întâlnit deja cu Moș Crăciun anul ăsta? Ieri a avut serbarea la grădiniță. Vedeți, Moș Crăciun vine mai repede la copiii serioși. Ce ați făcut exact, domnule capitan, la aceste ceremonii? Spuneți-ne, adică, exact rolul dumneavoastră, pentru că fiind comandantul pe aeroport și în alte momente, ce ați făcut efectiv dumneavoastră? Pe aeroportul Henri Coandă am comandat garda de onoare, cea care a primit sicriul în interiorul aeroportului. La Palatul Regal am însoțit sicriul de la ieșirea Palatului Regal până pe catafalc, în piață, iar la Catedrala Patriarhală am introdus sicriul împreună cu cei 8 colegi și am scos sicriul din catedrală până la mașina mortoră. E un moment care v-a marcat mai mult. E un moment pe care l-ați putea evoca în această seară din ceea ce ați simțit, din ceea ce ați trăit, din emoțiile pe care indubitabil le-ați avut. Momentul care m-a impresionat cel mai mult a fost cel când am ieșit din Catedrala Patriarhală, iar toate personalitățile lumii, să-i spunem, erau prezente la eveniment și clopotele au început să bată. A fost un moment care pur și simplu mi-a tăiat răsuflarea. Nu am mai trăit așa ceva niciodată. Cu toate că am participat la activități foarte importante de-a lungul carierei, acela a fost un moment deosebit. Vă întreba băiatul dumneavoastră vreodată ce e țara pentru dumneavoastră? Dacă nu v-a întrebat, să vă pregătiți că urmează întrebarea. Nu m-a întrebat, dar cu siguranță mă va întreba lucrul ăsta. Știți ce o să-i răspundeți? Am să răspund că țara pentru mine înseamnă totul. Eu vă mulțumesc mult pentru cine sunteți și pentru faptul că ne faceți atât de mândri și sunteți o față ca cei care fac, sunt colegii dumneavoastră sau subalternii dumneavoastră, să arătăm un pic mai bine de fiecare dată. Mergem mai